Rapid a făcut foarte bine că a scăpat de Lennon. Ce a lăsat în urmă este incredibil. Incapabilă Rapid în repriza a doua să iasă din propria jumătate. Craiova trebuia să câștige meciul. Se termină 1-1. Multe ocazii și multe decizii la limita ale lui Ișvan Covaș. Salut Cosmin Băleanu, salut Marius Baciu. Mergem la Mitriță să-l ascultăm, autorul golului Universității. N-am pierdut. Rapid, echipă de tradiție, echipă cu jucători foarte buni. Și pot să spun, ne doream victoria, dar e bine că s-a terminat și am luat și un punct. În ciuda unor lipsuri din prima garnitură, iată, reușiți să faceți egal, dominați această partidă și rămâneți lideri. Simți că s-a conturat ce trebuie în acest sezon? Nu, nu vreau să mă gândesc așa departe. Vreau să luăm fiecare meci în parte. Avem multe meciuri, vor urma meciuri foarte grele, cu adversari foarte buni și vrem să luăm fiecare meci în parte. Cum e pentru tine, selecționat la echipa națională a României, de când se tot vorbește, cum e pentru tine? Bă, da, o bucurie imensă. Este tot ce-mi doream, după un sezon foarte bun, iar după un start de sezon bun, sunt bucuros că reprezint din nou echipa națională, sunt bucuros că îmbrac din nou tricou echipe naționale și sper să fiu într-o formă bună și la echipa națională. Cum te-a refuzat Alex Mitriță o ofertă de 1,5 milioane? Da, corect. Oferte au fost pe bani, pe bon foarte mulți, dar am venit cu un singur gând la Craiova. Știți foarte bine cât de mult înseamnă pentru mine această echipă, acest oraș și vreau să-l ofer tuturor fanilor orașului Craiova, oltenilor. Vreau ca și peste an nu să se vorbească că a jucat Mitriță la Craiova, că a fost pe la Arabia, câștigat bani. Nu, vreau ca numele meu să rămână rămat undeva. Știu că tu când ai venit la Craiova ai spus m-am întors să iau titlul cu Craiova. N-a fost să fie anul trecut. Rămâi până vei lua titlul, ți-ai pus ambiția asta de a-i semna? Sunt tot aici. Asta înseamnă că vreau să rămân să lupt pentru a câștiga titlul. Unde s-a făcut diferența în această seară? Spuneai de această dominare a voastră. Cum? Am avut un joc foarte bun de posesie. Ne-am creat ocazii, am dominat jocul, zic că am câștigat duelurile, ce a fost cel mai important. Dar cu ocazii ne-am creat. Am avut și eu două ocazii. Din păcate n-am putut marca, dar se ratează. Cât de frustrant poate să fie că înainte cu o fază de a marca Rapidul ați avut acea ocazie imensă? Da, nu este tocmai plăcut. Ai ocazie de a marca și următoarea fază e gol. O lipsă de comunicare, o lipsă, cred, de așezare în teren, din câte mi-aduc aminte, dar ce-ți face? Nu putem să mai dăm timpul înapoi. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Da, l-am auzit pe Mitriță și pentru că tot am pomenit de penaltiul lui, hai să vedem și faza respectivă ca să începem să eliminăm din ele și să-mi spuneți unul la mână dacă este penalti din punctul vostru de vedere la duelul ăsta între Săpunaru și Colici, după care a doua întrebare, dacă Ișvan Covaș procedează corect acordând doar cartonașul galben la faza asta, dacă trebuia să-i dea cartonașul roșu lui Colici. Păreri. Marius Baciu, încep cu tine. Pentru mine e prea ușor penalti. Prea ușor? Prea ușor penalti, pentru că într-adevăr îi pune un braț, îi pune întoarcerea lui Colici și într-adevăr e spectaculoasă, dar nu e un duel, nu e un contact. Aici într-adevăr îi ține mâna. Astea sunt lucruri, nu știu dacă nu-l trage cumva cu mâna, cu mâna dreaptă să pună acolo. Că nu vedem noi. Că nu vedem noi, poate e ceva mai mult de atât. Dar nu-l trage, că se vede. Aia nu o vede nici Covaci. Aia zic, dar ceea ce văd aici, sincer, am fost și fundaș și intrat. Mi se pare prea puțin. Mi se pare prea puțin să dai penalt. Ișvan Covaș perfect plasat. Perfect. Nu știu dacă mi se pare. Cosmin este perfect plasat. Da. Se vede, uite aici. Uite aici. El controlează perfect duelul. Nu vezi că se lasă într-o parte? Ok, se lasă în într-o parte, nu, dar e perfect. Nu sunt de acord cu tine că e perfect. E plasat suficient de bine, ok. Aici ce zici că de wide nu vede... Nu știu. Dar, nu știu, văd că face... Nu știu. Mi se pare un contact foarte ușor. Ai părerea mea. Bun. Deci nu trebuia acorda penalti. Eu okay, cred că nu mai ajunge acolo să dea minge. Și a căzut prin întoarcerea foarte rapidă. Am căzut bine. Dar aici pune un braț. Asta este părerea lui Marius. Eu cred că nu s-a dat. Să ne spună cineva roșu. Ok, a fost, n-a fost, nu știu. A luat decizia să dea.
Pentru că nu mai ajungea la minge. Cum să nu ajungă? Portat, cum să ajungă? Pe cum să nu ajungă? Pe ce ajungea Zigrist înaintea lui la minge? Eu zic că da. Cum să ajungă? Mingea e pierdută. Păi uite-te, cum să fie pierdută? Bă, el are mingea sub control. Și dacă nu-l faultează săpunarul... Deci, Cosmin, dacă nu-l faultează... Deci, dacă săpunarul aici îi dă drumul și nu-l împinge, cum să nu ajungă? Dar cine ajunge? Zigrist? De-aia nu-i dă roșu. Nu, trebuie dat roșu din punctul meu de vedere. Vezi, uite ce bine că suntem, n-avem, că nu e universal valabil. Da. Uite pe portar unde e, uite. Eu zic că cade. Acum văzând, parcă cade ușor. Nu știu cade ușor. Că cade, scuze. În primul rând, mie nu mi se pare neapărat penalti. Pe asta zic. Acum nu știu, că tot văd faza și poate m-ați influențat și voi. Da. Dar eu spun că portarul ajunge la... Mie nu mi se pare penalti neapărat. Și uite-te și tu cum îi sare mingea din picior. Păi sare perfect. Aici. El trebuie doar să lovească mingea. Dacă îi sarea perfect, trebuie să o lovească. Păi dacă e faultat, cum să fac? Cum să... Dar săpunarul îi dă peste Cosmin, picioare? Păi el scoate penalti acolo. El ce trebuie să facă? Ne contrazicem, vezi, e clar că faza e încurcată pentru că noi suntem doar trei și nu avem aceeași părere. Da, te întreb așa, el dacă este, dacă e faultat, trebuie să și l-o șuteze în același timp în minge? El e faultat, a simțit contactul, el cade ca să obțină penalti, dar putea să lovească mingea. Mingea era mai aproape de el decât de Zigrist. Nu sunt convins. Nu sunt de acord cu tine. Da, ok. Eu aici, după cum a preluat-o el aici și nu știu de ce nu întinde piciorul, că putea să o bage în poartă, stai că penaltiul trebuie și transformat. Eu văd că sunt dacă... piedică după aceea. Dar el nu mai ajungea la minge. Aici, tac. Uite unde e portar. El nu... E posibil să ai tu dreptate, adică nu susțin că... Acum nu vă să fie tras nici cu mâna dreaptă. Păi asta spun. Dacă te uiți acum. Nu este tras nici cu mâna... Are mâna și săpunarul, are mâna dreaptă... Eu vă spun, mă... Cole ce a simțit că e pierdut duelul da, și a căzut. Da, și a căzut. A simțit o mână pe el. Asta. Nu poți să-l acuzi pe Covaci, că e o mână. Nu poți, e o mână. Dar nu orice mână din asta. Adică dacă eu pun mâna acum pe Marius, îi dau o palmă în umăr, dacă sunt cu mâna aici pe el acum... Săpunarul a pierdut duel. Întrebarea este, trebuia să intervină, l-a băgat după el. Trebuia să intervină varul. Poate să intervină varul aici? Poate să intervină varul. Bine, de ce să nu intervină? Se spune: "Măi, ești la ce ai văzut tu acolo? Fault? Contact l-a ținut unde? Vino, cum a fost la aia altă?" Și vi și vrei. Că la aia altă a dat Covaci. Da. Și la chemat ea, vino să vezi cine dă în minge și cine. Da, aici Cosmin, aici ei sunt într-un duel, într-un oarecare duel pe care Ișvan Covaci poate să susțină că l-a controlat. Că el e bine, bravo, domnule, am văzut și eu ce discută ei în cască. Aia nu știu ce discută în cască, dar dacă în cască îi se spune, mă, vezi că nu-l ține, nu-l adică e, ție ți se pare limpede că nu e? Nu. Ok, nu se pare doar atunci niciuna dintre doar atunci îl chem. Limpede. Doar atunci îl chem. Când ți se pare limpede că nu este, că ăsta e protocolul până la urmă. Eu spun, ei au văzut mâna asta stângă pe spatele lui Colici, dar mâna asta, repet, eu îl împing acum pe Marius, uite-te și tu, vedem și-l ating. Hai să-l ascultăm pe Petrila, ne întoarcem. Poate că i-a dat un pumn în spate, nu știu. Mai discutăm de fază, nu știm nici... Atunci e roșu. Nici brânciul ăla nu știm cât de puternic. Hai să-l ascultăm pe Petrila. Cum a fost azi? În seara? Da, un punct muncit, un punct greu. Știam că va fi un meci foarte dificil. Ei joacă foarte bine acasă. Dar ne-am apărat bine și mergem înapoi la București cu un punct. Cum a fost acel contraatac pe care l-ați avut, în care tu ai pasat decisiv pentru Brown? Da, am profitat că ei au greșit. Am vorbit înainte cu mister să stau sus când au ei fază fixă, să putem să-i prindem și a fost foarte inspirat înainte de meci, să-mi zic asta. Bun, ce s-a întâmplat după, totuși? N-ați mai atacat. Frica de rezultat să fie asta o problemă în momentul ăsta? Nu știu dacă frică, dar după gol parcă s-au trezit și ei, au început să ne împingă spre poarta noastră, nu cam vrut noi să ne retragem. Dar cum am zis, azi ne-am apărat bine și am făcut un meci destul de bun pe fază defensivă. 4 puncte în 2 partide, cu Marius și Mudică. Cum începeți să vedeți așa luminița de la capătul tunelului? Da, 4 puncte, eu zic că e ok în astea 2 meciuri. Acum avem timp să ne pregătim foarte bine pentru meciul cu Cluj de acasă. Ce a adus în această săptămână Marius Șumudic? Pentru că acum a avut cumva timp să pregătească partida. Cred, cum am mai spus, un vibe mai bun. Parcă, nu știu, e mai mult plăcere la antrenamente și la meciuri. Avem mai multă încredere în noi. Cât de importantă e pauza asta competițională pentru a regla ce nu merge încă? Da, e foarte important. Acum avem timp, cum am spus, 2 săptămâni să ne pregătim bine din punct de vedere tactic și de ce nu și fizic. Mulțumesc și eu. Da, l-am auzit pe Petrila. O să mai apucăm, pentru că nu este singura fază de arbitraj, dar am zis cât e Mitrița acolo, că fusese Mitrița la Flash Interview. Să vedem. Sunt mai multe, repet. Și unele judecate într-un fel, unele judecate altfel, însă
Cred că trebuie să discutăm despre lipsa de energie a Rapidului din repriza a doua, adică a apărut o echipă nepregătită fizic, venită din vacanță, parcă i-a adunase-i pe toți acum câteva zile din vacanță și i-ai pus pe terenul de fotbal și după vreo 50 de minute n-au mai putut să alerge. Mie mi s-a părut mai mult. Din minutul 30. Sincer, adică am văzut ultimele 15 minute același lucru. Bun, o dai pe tactic, pe organizare, nu vrei, nu știu ce, de atunci au și luat golul, au și luat, au fost penaltiu. Să nu uităm, în minutul 15 a avut o ocazie foarte, foarte mare Craiova. Tu 15 Mitriță, vrea să dea în fața porții. După aia iese golul, iese și imediat corner și iese golul care iese. Nu-i văd, nu-i vedeam bine pe Rapid, dacă reușeau. Bun, în contextul care am văzut meciul și am văzut ce căzut a fost în repriza a doua mai mult, corect, dar nu știu, cred că ce spuneai și tu, Silviu, are nevoie de antrenamente, are nevoie de muncă foarte multă, pentru că am văzut o echipă în 30 de metri, o echipă care n-a putut să respire, am văzut o echipă cu mania, cu crampe musculare, am văzut leșinați, pur și simplu, la sfârșit. Bine, Cait Săracu a fost și înainte de meci, și el ce-a pățit. Cait trebuia să joace titular și i s-a făcut rău, sau l-au dus la ambulanță, la un tort și așa mai departe. Deci au avut probleme, chiar medicale, nu? Brown, pare mi se că a ieșit și el cu probleme medicale, nu? Da. Și Brown. Deci, și Brown este. Sunt lucruri de lucruri care trebuie să le ia în calcul în perioada asta. Pentru Șumi foarte bine că vine perioada asta de echipa națională. Dar cât poți să dregi? Adică, hai să-l ascultăm pe Pașcanu, care a fost poate cel mai bun jucător al Rapidului în seara asta, și ne întoarcem. Plasare e un punct bun, mai ales aici e foarte, foarte greu să vii să câștigi, au o echipă foarte bună și mergem acasă cu un punct. Un punct și se adună punctele, iată, 4 puncte în 2 partide disputate în deplasare. Din ce în ce mai bine? Da, e bine, cum v-am spus de la început. Eu am încredere în echipa asta și cred că o să facem lucruri bune, doar trebuie un pic de răbdare. De ce v-ați retras odată cu trecerea timpului? Păi cred că și ei, fiind acasă, fiind de echipă bună, au venit peste noi și am încercat cât mai bine să rezistăm, să prindem pe contraatac. Nu e ușor să vii aici și să joci deloc. Și na, cu trecerea timpului și oboseala și de asta. Ai fost implicat într-o fază controversată, cum a fost acolo? La care? La prima? La penalti. Da. Păi, nu știu, am dat amândoi în minge și m-a și lovit un pic, dar cred că o dat el primul minge și după aia m-a rașchetat un pic, dar nu știu, n-am văzut faza, eu doar am simțit că m-a lovit un pic, dar domnul arbitru a văzut după aia la VAR și înseamnă că nu a fost. Spune-ne cum vezi tu pauza asta competițională pentru voi. Păi ne vine bine să încercăm să ne închegăm un pic mai mult ca echipă. Avem acum 2 săptămâni să pregătim următorul meci și asta e un lucru bun. Pentru tine, cum e personal așa, cu Marius și Mudică? E bine. Avem, cum ai zis și tu, 4 puncte în 2 meciuri din deplasare și cel mai greu e să câștigi în deplasare. Și acum avem pauza asta de 2 săptămâni și după aia să încercăm să luăm cât mai multe puncte după pauza asta de 2 săptămâni. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Ți-a plăcut Pașcanu, că tot l-am auzit? V-a plăcut Pașcanu? Într-adevăr, ai spus bine, cred că a fost un jucător bun a Rapidului, s-a văzut foarte mult pentru că au stat în apărare, același lucru și Săpunaru a avut momente bune, dar încă pare mi se că nu e foarte bine pus la punct cu accidentarea lui, cred că da, și cauza din asta, punct de vedere medical nu e rău. Nu vrei să nu joci? Păi, nu știu, au încredere în el, cred că se bazează pe experiența lui. Și da, bă, bun, a intrat și copilul ăsta, trebuie să fim foarte atenți, de apreciat Ignat, cum a intrat în locul lui, da, într-un moment foarte greu, cu presiune. Eu deci jucăm la Mioveni, să ne înțelegem, deci vine de la Mioveni împrumutat. A intrat foarte bine, a avut niște greșeli la meciurile anterioare, dar e de felicitat. Și nu știu Iacob dacă mai joacă la Rapid vreodată, pentru că e, adică, din titular, din omul numărul 1 sezonul trecut, în momentul de față ajunge să rămână pe bancă și Ignat să intre înaintea lui, să fie titular, că oricine joacă, doar Iacob nu mai o decizie de neînțeles, după părerea multora, și după părerea mea recunosc, aduce un câștig Rapidului.
și anume Pașcanu, pentru că începe campionatul și Rapid te trezești că face un transfer, un fundaș. Da. Rapid având, nu mi-e amintesc câți fundași are. A, că nu se lega jocul, că mergea ce trebuie. Nu numai, dar ei jucau un 3 în momentul în care l-au adus pe Pașcanu și aveau nevoie de... Tot avea săpunarul Iacob, ăsta micu, Ignat, jucase și, cum îl cheamă, și Brown... fundaș central. Adică Rapid avea nevoie de orice. Dar Mane, în joci cu 3, tu ai nevoie. Mane a jucat. Și Mane a jucat, sigur că dar a dus în pe joci Pașcanu. Cu 3 ai nevoie de fundaș central. Foarte bine că l-a adus, că fotbalul românesc, nu știu, a descoperit un jucător peste 3 zile, a venit și peste 3 zile a intrat pe teren. Haideți să vă zic, să vă dau o veste Popescu. Înainte de a ne întoarce. Popescu va juca la Națională, portarul Universității Craiova, pentru că, și asta e convocat, o ciudățenie, aș spune, mă rog, va fi chemat la Națională, pentru că recent transferat, și citesc din comunicatul Federației Române de Fotbal, recent transferat de la Atletico Madrid la Sassuolo, Horațiu Moldovan a anunțat staful tehnic că își dorește să rămână la echipa de club pentru a-și câștiga postul de titular. Selecționerul Mircea Lucescu a înțeles situația portarului român și a decis să-l cheme pentru cele două meciuri din luna septembrie pe Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova. Nu știu dacă se întrerupe campionatul Liga a doua din Italia. Nu știu. Da. Că dacă nu se întrerupe campionatul, mie mi se pare că e normal ce face el. Bă, eu oricum vin la echipa națională și nu joc. Eu nu apăr. Aha. Deci e al treilea portar la echipa națională, da? De-abia m-am transferat la Sassuolo. Dacă e în plin campionat, hai să rămân la Sassuolo. Hai că e și Mudică la declarații. Vrem să-l ascultăm. Bună seara, domnule Șumudică, mai întâi concluzii după acest egal, 4 puncte în două etape, mulțumit de rezultat? Sunt mulțumit de efortul pe care l-au depus, parțial, încă suntem departe din punct de vedere fizic, suntem departe din punct de vedere al relațiilor de joc, s-a văzut că Universitatea Craiova au relații de joc, au jucat împreună, au jucători care pot face diferența, unul contra unul. O deplasare grea, o deplasare unde am reușit să luăm un punct, creștem, practic eu am 7 zile cu echipa, nu vreau să mă scuz, să nu înțelegeți greșit, dar avem de muncă, trebuie să muncim și cu siguranță vom crește. Am avut două deplasări, în două deplasări se iei 4 puncte, două deplasări, o să vedeți, destul de greu, chiar dacă astăzi Iașu a pierdut cum a pierdut, o să vedeți că la ea se câștigă greu. Și plus la Craiova, aici este un teren greu, cu jucători care au relații de joc, stadionul arhiplin, presiune, vreau să-mi felicit suporterii care au făcut atâta drum și au venit în număr foarte mare și să înțelegem toată lumea, eu, echipă, toți care suntem în jurul echipei, plus suporterii, că ăsta e spiritul Rapidului și va trebui ca toți să punem umărul la obiectivul pe care îl avem să ajungem în play-off. Nu este ușor, sunt echipe care au făcut puncte și eu acum... Nu știu, să sperăm că sunt niște iepuri. Să sperăm că sunt niște iepuri ca la atletism și eu sunt în spate și încerc să-i ajungem. N-am pierdut, e important, 4 puncte în două deplasări grele și din punctul ăsta de vedere cred că sunt mulțumit doar de rezultat, nu sunt mulțumit de joc, fiindcă încă nu avem curaj, încă se vede că putem face mai mult, să ținem de minge, nu avem curaj și trebuie să înțelegem că va trebui să trecem peste această barieră și să avem mai mult curaj. Ăsta e motivul pentru care credeți că echipa s-a retras, deși am văzut în multe momente că încerca să-i împingeți în față după golul nici marcat. Nici nu mai am voce, nici nu mai în voce, nu se poate, adică 20-25 de minute am controlat jocul, n-am avut nicio problemă, marcăm gol după care ne retragem. Asta înseamnă o echipă care vrea să conserve rezultatul. Eu n-am nevoie de așa ceva. Nu vreau să înțelegeți că vorbesc despre jucătorii mei, dar va trebui să transform această mentalitate și să încercăm să jucăm, să ținem mingea. A doua repriză, când am început să jucăm, să ținem mingea și să avem mai multă posesie, n-au mai ajuns decât acea fază cu Mitriță când practic au scăpat pe o tranziție pozitivă. Simțiți frica de rezultat în rândul elevilor dumneavoastră? E clar, nu e ușor. Simt și eu pun presiune pe ei și suporterii și toată lumea. Nu e ușor să preiei o echipă care practic eram pe locul 15-16. Am ridicat-o, am luat 4 puncte. Va trebui să ne pregătim foarte bine. Vin două meciuri acasă cu Cluj, o echipă
pentru mine nu este o surpriză că au investit foarte mult și jucători foarte buni și meciul de la Clincen, cred că joacă cu Slobozia. Va trebui să încercăm să luăm maximum de puncte și ușor, ușor să ne cocoțăm acolo unde ne este locul, să ajungem în play-off, să nu mai coborâm. Cum e Kite? Am rămas și eu surprins. S-a făcut încălzirea, mi s-a făcut rău. După încălzire, trebuie să plece și la echipa națională. Ne-a bulversat un pic. Eu am pregătit un sistem de joc toată săptămâna asta. Ne dădea mai mult balans la mijlocul terenului. A trebuit să-l introduc pe Hasani și am schimbat sistemul. Eu jucam un 4-3-3 și a trebuit să schimb un 4-2-3-1. Deci, dacă toată săptămâna pregătești un sistem de joc și după aceea așa, plus că ne lipsește Hromada, ne lipsește Emers, ne lipsesc jucători, plus nu trebuie să ne ascundem, avem nevoie de transferuri. Cu siguranță săptămâna asta domnul Șucu face eforturi și cu domnul Angelescu fac eforturi împreună și cred că vor veni cel puțin 2-3 jucători și atunci cu siguranță vom arăta altfel. Aveți timp să vă ocupați fizic de jucătorii dumneavoastră? Din punct de vedere fizic. E foarte greu. E clar că nu suntem ok din punct de vedere fizic. Nu vreau să vorbesc despre ce s-a întâmplat înainte și nu este problemă. Problema mea. Încerc pe zi ce trece, eu de fiecare dată avem GPS-urile, scoatem datele, arătăm rău. Arătăm rău din punct de vedere fizic, din punct de vedere al sprintului primii pe 5, 6, 7, 10 metri, arătăm rău și va trebui să lucrăm. Dar vine pauza asta și nici n-am cum să lucrez, fiindcă 10 jucători îmi pleacă la echipa națională. Da, am renunțat la cantonament, că practic mă duceam cu 10 jucători și trebuia să iau de la Academie al 10. Adică nu câștigam nimic. O să lucrăm cu cei care sunt, o să facem și două sesiuni pe zi de antrenament, fiindcă am luat și eu toate datele și în ultimele 3 luni de zile această echipă n-a avut decât 4 zile cu antrenamente duble. Nu se poate, n-ai cum, păi n-ai de unde să dai după aceea. Dar nu vreau să vorbesc, să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau. Este un coleg de-al meu, un antrenor care a făcut performanță, dar fiecare are modul lui de lucru. El dădea o zi liberă la mijlocul săptămânii, s-a schimbat un pic și asta contează. Eu nu sunt adeptul zilei libere din mijlocul săptămânii și atunci și ei trebuie să înțeleagă și trebuie să revină la ritmul care cred că sunt obișnuiți jucătorii români și anume să te antrenezi, să ai un ciclu de 6-7 zile. Săpunarul? Cum e? Săpunarul joacă cu injecție, ați văzut. Da. A ieșit, joacă cu injecție. Vreau să revăd și o fază la penalti. Nu vreau să acuz, nu vreau să spun nimic. Este unul dintre cei mai buni arbitri. E clar, dacă a luat decizia să fie penalti, probabil așa a fost. Mie mi s-a părut că a fost totuși ușor acordat. Dar Craiova este o echipă foarte bună. Craiova este o echipă foarte bună, o echipă care își merită locul în clasament, o echipă care joacă împreună, au relații de joc și au jucători cu mare calitate. Vorbeați de transferul și așa în final, puteți să ne spuneți măcar posturile și dacă sunt jucători români de care sunteți interesat? Nu sunt jucători români, sunt jucători străini. Jucătorul de la Genoa, mijlocașul box-to-box? În opinia mea, mult peste calitatea la ceea ce se află în țară la momentul actual. Mult peste calitatea la ce se află în țară. Sunt jucători doriți de... Sunt jucători de... care îi cunosc eu. Care îi cunosc eu și care i-am antrenat și în Turcia, i-am antrenat peste tot și sunt jucători care, în afară că vor veni cu sufletul, în momentul în care joci pe Giulești, imaginează-ți ce vor trăi. Dar vom aduce 3 jucători de calitate mult peste nivelul campionatului nostru. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc și doresc să urez baftă acestei echipe și suporterilor. Au venit în număr mare. Cum de altfel vreau să le mulțumesc suporterilor mei care astăzi ai Rapidului, care și ei au venit în număr mare. Și să dea Dumnezeu ca ambele echipe să fim în play-off și să avem meciuri de calitate. Mulțumesc. Seara bună pentru toată lumea. Bun, frumos, bogat, dar ce era mai important n-a putut să spună cu întreaga gură și e foarte greu, cred că e greu să fii în locul lui Șumudică în momentul de față. Că zici, domne, e urât să mă apuc să dau cu pietre în lemn.
Dar când ăștia nu mai pot să alerge, tu ai zis din minutul 30, eu am fost mai băiat, mai salon, așa, le-am dat minutul 50. Dar când îi vezi acum de și tu ai moștenit asta, ok, știai și tu că te bași un mudic aici. Probabil da. Că nu știu că sunt chiar așa de nepregătiți, da. Că ai văzut în 3, în 5, 2, 5, 3, de... 2, că sistemul nu mai știu. Văzut, el zicea că din, după ce am marcat, le ceream să iasă și mai nu puteau. Puteau. Și n-am înțeles cum au făcut pașul atât de repede înapoi. Hai să... Asta tot din cauza fricii. Pentru că nu au forță și nu sunt pregătiți să-și câștige duelul și așa mai departe. Deci sunt multe lucruri, dar exact ceea ce spuneam a spus și Șumuric. Ne întoarcem la Craiova, acolo este Ivan la declarații. Apoi am revenit și eu cred că meritam victoria astă seară. În contextul în care veneați după un rezultat nefast, e bun acest egal până la urmă? Noi ne doream să câștigăm, dar ne mulțumim cu acest punct. Trebuie să marcăm când o avem. Am avut și eu câteva ocazii, puteam să schimb soarta jocului, dar așa a fost să se termine. Tu ce faci? Mă, se termină. Suntem aproape de terminarea perioadei de transferuri. Ai fost dat pe la mai multe echipe, inclusiv la Rapid, la un moment dat. Care-i drumul tău? Sunt la Universitatea Craiova. Mai am încă 3 ani cu Universitatea Craiova. Mă simt bine aici și vom vedea ce o să fie. Ai avut și ceva probleme cu accidentările, cum mai ești acum? Acum sunt bine, am stat 2 săptămâni, m-am antrenat cu preparatorul și am revenit bine. Este totuși, Andrei, cea mai bună formulă a Universității Craiova din ultimii ani, în acest moment? Da, eu zic că Mister a făcut o echipă omogenă și vom avea rezultate. Pauza asta, cum o vezi? O să ne ajute și o să lucrăm foarte mult să reglăm ce am greșit în meciuri. Mulțumim. Seară frumoasă. Da, l-am auzit și pe Ivan. Craiova cred că are un regret. Dar trebuie să aibă un regret în seara asta. Păi și nu mi-a plăcut cum a pus problema și Mitriță. Deci că mulțumit și văd mulțumiți oarecum cu un egal, dar mi se pare că trăia mult mai mult. Adică la ce au avut. Au avut posesie, au avut toate de partea lor, ocaziile, dar nu e suficient. Dacă vrei să te duci acolo unde speră de atât amar de timp și patronul și toți, trebuie să mai mult, trebuie să marchezi, trebuie să mergi peste echipă. Au prins un Rapid mort astăzi și au scos un egal, să zicem așa. Ne întoarcem că e Popescu și, da, vorba aia, convocarea națională. În premieră. La echipa națională și de aceea avem un om în plus la flash interviu în această seară. Spune-ne care este sentimentul. Clar, era un vis al meu să ajung la echipa națională și uite că asta a îndeplinit. Sunt foarte fericit, emoționat, nu știu să descriu. Am văzut că cineva din staful național a venit aici. Ai vorbit cu Mircea Lucescu? Da, m-a anunțat pentru că o să merg la echipa națională. Ce ți-a spus? Spune-ne cum a fost dialogul. Păi am vorbit foarte puțin despre meciul din această seară, pentru că era imediat la cald după ce am ieșit după teren și m-a anunțat de programul de mâine. Deci te-a sunat chiar acum, imediat da, cum a da, ieșit da, de pe teren. Da, emoții mari pentru da, tine? Și îi mulțumesc frumos. A fost un gest extraordinar. Cum a fost în seara asta? Cred că meritam victoria în seara asta. Rapidul a avut doar o singură ocazie. Îmi pare rău că am luat gol la acea ocazie, dar asta e, așa e în fotbal și mergem mai departe. Totuși, 15 puncte, lideri, se vede bine sezonul, chiar dacă etapa trecută n-a fost în regulă. Da, n-a fost un meci reușit data trecută. Ne doream să câștigăm în seara asta, dar atât s-a putut. Revin un pic la această veste minunată pentru tine. Te așteptai sau când te-ai fi așteptat să ajungi la echipa națională, sincer? Nu mă așteptam pentru că am văzut lista de convocați și nu mă așteptam, nu m-am gândit niciodată după meci să aflu această veste. Cum e, când pleci la națională? Mâine dimineață, la 8:30. Emoții mari? Da, clar. Mai e vreun obiectiv pe care urmează să ți-l pui după ce ai ajuns la echipa națională? Să rămân cât mai mult acolo. Mulțumim. Bună seara. Mulțumesc. Da, ne întoarcem după un scurt moment comercial. Rămâneți. Avem faze de analizat și multe posibile cartonașe roșii pentru cei de la Universitatea Craiova, că tot am început seria fazelor, plus evident penaltiul refuzat Universității de data asta.
Ne-am întors, dragi prieteni, și spuneam să analizăm, și vă promiteam că o să analizăm câteva faze. Sunt câteva faze cu mari semne de întrebare, dincolo de acel penalti care rămâne nelămurit. Adică noi trei nu avem aceeași părere. Nu avem aceeași părere, rămâne nelămurit și pare că orice decizie a luat Kovac a fost decizia greșită. Dar, haideți să vedem. Minutul 12, intrarea lui Kolić asupra lui Zigrist. Ce e aici? Marius Baciu. Să vedem reluarea cealaltă. Mi se pare o intrare foarte bună și dă drumul înainte. Poate vrea să-l sperie, să dea rău, dar să oprește direct în glezna lui. Văd oarecum că încearcă să-și tragă piciorul să nu-l vească tare, dar asta putea să transforme în accidentare foarte gravă. Nu se vede de burtiera că... Eu cred că poate să dea și roșu aici. E un faul cu talpa sus. E talpa sus, direct deci pe gleznă. Bun, dar se vede și el că vrea să, să tragă piciorul și a dat seama că nu se mai poate opri, dar oricum e mult. E mult și putem, nu știu, cred că se poate da și roșu aici. Da, în condiții în care discutăm despre Kolić, care la care viața a pățit-o, da? Mihalache a rupt piciorul lui Kolić. Tot după o intrare nevinovată aia, culmea, dacă da. Ți-aduce aminte, adică mi se pare că Mihalache n-a intrat acolo să-l rupă cumva pe Kolić. Poți să dai roșu? Ceva. Da, dacă îi dea roșu. Da. Discutam acum despre asta, dacă e roșu sau nu? Nu cred. Nu cred, cred că era o decizie, cred că incontestabilă ar fi da, fost. Da, aici el se vede într-adevăr că își trage piciorul, poate din cauza asta. Dar unde-i Kovac? Hai să vorbim cu Mihai Rotaru la telefon. Domnule Rotaru, bună seara! Bună seara, bună seara! Simțiți că ați pierdut o ocazie să câștigați toate punctele în seara asta? Fără discuție, suntem negri de supărare. Cred. A fost, era meciul vostru, chiar mă uitam la un moment dat, jucam ca la handball. Ei se apărau pe 11 metri în cazul ăsta, nu pe 7. Și nu a intrat. Dar un meci pe care l-am controlat și pe care trebuia să-l câștigăm în mod normal. Exact. Sunt supărat pentru că chiar am revăzut ceva zile meciul cu Dinamo. Dinamo n-a contat din punct de vedere fotbalistic, a contat, bineînțeles, din punct de vedere al agresivității, al omogenității în ceea ce înseamnă determinare. Dar altfel au trecut odată linia de mijloc și s-au dat două goluri. Se supărat pentru că, uite, chiar după condiții acestea, noi am luat un punct. Considerăm că am pierdut măcar 3 puncte din această dublă cu Dinamo și cu Rapid. Și de ce credeți? Adică ce a lipsit echipei să nu câștige toate punctele azi? Asta sunați-l pe domnul Cârțu, sunați-l pe domnul Cârcă, sunați-l... Păi încercam să obțin și părerea noastră, adică ce vi s-a părut noastră? Eu am spus-o și o repet. Eu trăiesc meciul ca suporter, nu pot să-l dau seama. Așa, la prima vedere, n-am vrut să intre. Nu, pur și simplu. Dar le-am dat mintea, că de chiar vorbeam la pauză cu colegii mei, cei din tribună, bineînțeles, da. Că dacă nu le dăm mingea, ei nu pot să ne ia. Cu ocazii au fost. Adică, nu, mă gândeam, aveți ocazii, două ocazii singuri cu portarul Mitriță, da? Culmea, haideți să vă întreb altfel. Ce ați simțit în momentul în care, imediat după ocazia lui Mitriță, luați golul ăla? Bineînțeles că este un sentiment de frustrare. Este, din păcate, o cădere în acel moment. Asta este normal. Da. Și ați simțit orice suportă. Un sentiment de frustrare. Tu ai să dai gol, în secunda următoare e gol. Da, îmi închipui că e un sentiment ăsta neplăcut, însă undeva după minutul 25-30 a existat doar Craiova pe teren. Și totuși nu reușește. Oamenii din față nu par întotdeauna foarte inspirați, dar nu-mi dau seama asta dacă ține de valoare sau ține de moment sau ține de ce. Eu cred că valoarea nu poate fi pusă în discuție. Poate fi acea fază proastă care sperăm să ne instituți doar aceste două meciuri. În momentul acesta că ne reintrăm. Din fericire am acumulat puncte bune în primele 6 etape. Cred că suntem pe primul loc acum, dar mai sunt celelalte echipe de lângă noi, mai au meciul dedicat. Și sperăm să fim această semipasă proastă. Am înțeles. Credeți că... Suntem supărați. Foarte supărați. Vine bine momentul ăsta de pauză, credeți, pentru echipă sau... Nu, pentru că noi, fotbaliștii vorbind, noi am arătat fotbal. Da. Și seara asta, cu Dinamo era greu pe o rezărie aia, dar adică nu putea să joace nimeni fotbal acolo, chiar puteai să-i felicităm, pentru că cred că și noi am fi procedat la fel,
în sensul în care au reușit să producă între ghilimele un teren care să egaliteze valorile. Corect. Dar în seara asta fotbalistica am fost peste, nu ne prinde bine pentru că noi avem jucători la echipe naționale, Honduras, Costa Rica, Guinea, și atunci foarte mulți jucători care pleacă, nici nu știu cu cine rămâne peste la antrenamente. A, chiar și e o problemă și cu returul? Că știu, de exemplu, că cei de la FCSB aveau o mare problemă cu Nghezana când să-l aducă. Aveți și dumneavoastră probleme de genul ăsta când să vă revină jucătorii? Nu, de obicei îi aducem, adică joi îi aducem, dar sperăm televiziunile să le pună undeva luni, pentru că cred că suntem echipa care avem cei mai mulți jucători la naționale din emisfera sudică sau prin Africa. Și atunci, dacă vom juca luni și ei ajung undeva joi, bine, sâmbătă, putem să-i punem să-i pună Costel pe fișoare. V-a plăcut Mora? Mie personal mi-a plăcut foarte mult în seara asta. Mora este fotbalist. Mora este fotbalist, dar nu numai în seara asta. Și Mora, exact ce spunea Costel când l-am adus, că din punctul lui de vedere va avea nevoie de o perioadă de 2 luni pentru că are o masă musculară foarte mare și atunci, pentru a-și intra în ghid, va avea nevoie de o perioadă mai lungă decât un jucător, să spunem, regular. Da. Dacă după aia va arăta foarte bine și Mora, e fotbalist, adică asta vedem cu tot. Adică astă seară chiar a făcut un meci remarcabil, iar pasa pentru Mitriță este excepțională aia, din minutul 70 și, nu știu, 73, 74, 75, ceva de genul ăsta. Un când jucător bun și mă bucur, pentru că, de exemplu, Anzor este un jucător care ne va lipsi foarte mult, dar a intrat Creciu, care până la urmă Creciu și a câștigat locul de titular la echipa națională a României, în preliminari. Dar da. Atunci dacă în momentul când va reveni Anzor, crești ușor să-i intervin. Anzor, Paradela, trebuie să mai aducem 2 jucători, suntem să spunem Olin, ca să mai aducem 2 jucători. Aha, pe ce posturi? La atacant și mijlocaș central. Ok. Dar da. Atunci echipa ușor, noi meritam mai mult din aceste două meci. Meritam măcar 3 puncte în plus. La fundaș central stați bine, domnul Rotaru, Marius Baciu vă deranjează. Bine, vă urmăresc. Noi suntem bine, l-avem pe Maldonado, care e un jucător foarte bun, l-avem pe Zaico, care e internațional Macedonia de Nord, da. El, care a jucat în seara asta un jucător cu experiență, plus Badr, e un jucător de viitor. Adică, vreau să vă spun ceva. Mie mi se pare de multe ori, aveți o calitate fantastică de la mijloc în sus, dar mie mi se pare de multe ori că toți, majoritatea, îl caută foarte mult pe Mitriță. Și asta de multe ori nu e foarte ok, pentru că îl văd pe Mitriță de multe ori epuizat și că n-ar trebui să-i dea mingea lui. Mitriță e excepțional și un jucător care face diferență. Dar de multe ori văd că îl caută și când nu ar trebui să-l caute. Credeți că asta e o... Nu... Credeți că ușor se vor da acest aspect, dar într-adevăr, pentru că Mitriță în acest moment este un jucător care este tratat cu foarte mare atenție de către echipele adverse. Categoric. Și atunci, sigur că trebuie găsite soluții, în așa fel încât, în momentul când Piticu, între ghilimele, este asistiat, să elibereze jocul. Dar asta, Costel știe foarte bine ce are de făcut și știe acest lucru. Toată lumea știe. Ce se întâmplă cu Ivan, domnul Rotaru? Pentru că e clar că e departe de ceea ce cred că și dumneavoastră așteptați, ce așteaptă și el. Mă uitam la pasa aia la un moment dat, dată înapoi, taxată de tot stadionul. Aia mie mi-a arătat o mare lipsă de încredere în potențialul lui. Da, cred că adevăr, are nevoie de încredere, are nevoie de câteva reușite. Bun, începuse bine anul trecut. În așa fel, în momentul în care a venit Costel, a avut, dacă nu mă încerc, 4 goluri, 5 meci. Da. Începuse bine. Da. Avem nevoie de Ivan într-o formă foarte bună, pentru că el este un jucător cu calități extraordinare, dar pentru a-și recăpăta încredere are nevoie de reușit. Excludeți vânzarea lui până la terminarea perioadei de mercato, cum s-a tot vehiculat? Eu nu exclud nici măcar vânzarea mea între Da, pui vânzarea unui jucător. Nu poți să excluzi așa ceva, da? Ai jucători, au fost oferte pentru câțiva jucători, au fost chiar oferte considerabile, unele dintre ele, dar considerat că viață nu îl despărți de ei. Dar poate să vină o ofertă pentru unul dintre jucători să luăm decizia să vinde. Se poate întâmpla, dar cred că ăla nu va fi un handicap. În momentul când ai bani în buzunar de investiții, eu cred că nu e un handicap. Cum vi s-a părut Rapidul? Bosit. Rapidul în teren, în seara asta, da. Mult mai slab decât noi în seara asta. Da.
dar o echipă cu mult potențial, o echipă care sunt convins că va mai aduce jucători, o echipă care sunt convins că va fi lucrată de către Șumoțică, care este un antrenor foarte bun, e primii antrenori din campionatul nostru, a câștigat campionatul în România, dar în țara asta a fost o diferență clară de valoare între noi și Rapid. Mi s-a părut o diferență fizică imensă între cele două echipe, între prospețimea Craiovei, în special, nu știu, de undeva de prin minutul 50 încolo, 60 poate că Marius Baciu zice chiar mai devreme, și ce putea Rapidul să ofere în contrapartidă. În seara asta, fotbalistic am fost mai bun. Pe tabelă am fost egal. Dacă reușea să dați primul gol, vă jucați, să scrie. Dacă. Așa și... Domnul Rotaru, iertați-mă că am și o curiozitate. Fotbaliștii ăștia sunt extracomunitari. Vă costă mai mult? Plătiți alte taxe și impozite pentru ei? Nu cunosc situația exactă. O să vă întreb Aveam o curiozitate. Mă mir că nu. Nu, că știam că se plătesc salarii, se plătesc... Adică, au alt regim de taxare decât au fotbaliștii români, probabil. Comunitari, nu români. Și atunci probabil că plătiți salarii ceva mai mari. Și ok, când vreți sau când v-ați setat ca timp limită să aduceți cei doi jucători de care pomeneați? Săptămâna viitoare, până la câte săptămâni viitoare, pentru că perioada de mercat o se închide pe 8 septembrie. Absolut. Vorbesc jucători pe care se transfer de la alte echipe. Deci să plătiți bani pentru ei. Să plătim bani pentru ei sau să luăm, noi ce am plătit pentru ei. Anzor, nu știu, 800 și ceva de mii de euro, da? Da. Mora am plătit peste 600 pe Mora, adică e normal să fie un jucător valoros dacă am plătit banii ăștia. Pentru România, pentru campionatul românesc, sunt bani cu valoare, da? În Maldonado, avem acum, am plătit 100 de mii de euro împrumutul, trebuie să plătim încă 500 de mii de euro. Și luăm tot ce avem noi. În echipă sunt jucători pentru care am plătit bani, de la Bancu, la Ivan, la Mitriță, la așa mai departe. Vreau să vă întreb, domnul Rotaru, când vă recuperați banii? Că mă gândesc că e și asta undeva în mintea noastră, adică e clar, vă vin niște bani de la sponsor, e clar că un meci ca ăsta produce o rețetă ok pentru club și așa mai departe, dar îmi imaginez că vreți la un moment dat să începeți să și recuperați din bani, că sunt destul de mulți bani pe care i-ați băgat în club. Banii se recuperează în două modalități. Prie prin creșterea valorii echipei, nu înseamnă neapărat că tu ți-i recuperezi, adică hai să spunem că astăzi vindem jucătorii. Pe semne că dacă vindem toți jucătorii, putem să recuperăm undeva între 80% și 120% din ceea ce am investit. Da? Da. Dar nu putem să ne luăm bani decât dacă facem asta, ceea ce este exclusul om în calcul. O a doua variantă este creșterea veniturilor în așa fel încât să le facem peste cheltuieli. Și asta numai dacă devenim o echipă care, cel puțin o dată la 2 ani, intră în grupele unei competiții europene. Corect. Și vinde un jucător undeva în medie la 5 milioane de euro pe an să vândă jucători. Chiar vorbeam cu cei de la Benfica acum 2 săptămâni, sunt considerați, așa, sunt cea mai mare academie din lume, și spuneau că ei, dacă nu vândă 80 de milioane de euro, închid o boală. An de an. Și când credeți că va fi Craiova capabilă de așa ceva? Să se califice? Hai să nu spunem odată, să spunem odată la 3 ani, dar măcar să vă calificați din 3 în 3 ani în grupele unei competiții. Noi vrem din 2 în 2 ani și sperăm că din sezonul următor se va întâmpla. Noi vrem ca sezonul următor și lucrăm pentru asta să fim în grupele unei competiții europene. Ați fost aproape până la urmă cu Berșeva. Acolo... Am fost cu o mână, cu un picior în grupe. Da. Ăla a fost un moment foarte important. Că mă gândeam, îți trebuie și noroc. Că dumneavoastră, țin minte, ați căzut odată cu Leipzig și odată cu Milan. Dom'le, când ai și ghinion să mai dai și peste balauri. O dată cu Aica Tena care fusese cu sezonul dinainte în Champions League. Da, adică campion. Și când ai peste balauri de ăștia, nu e ușor să... Nu, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă să treci de ei, să ajungi în grupe, adică trebuie să se alinieze și planetele într-un fel, că nu aveți rating european, că aici e problema, n-aveți... Coeficient. Avem, turul 3 suntem, turul 3 nu mai suntem, atunci un culoar bun, fie câștigi campionatul sau cupa și ai 2 sau 3 șanse în loc de una, da? Fie în turul 3... vrei un demi-balaur care era zis cap de serie și în turul 4. Cum s-a întâmplat cu noi cu Berșeva atunci,
când am luat Zoria în turul 3. Da. Am trecut de Zoria, am fost cap de serie în play-off și am luat Berșeva. Bine, puteam să luăm echipe mult mai slabe decât Berșeva. N-am mai avut noroc acolo. Da, trăgând o primă linie, că acum se poate trage o primă linie pe jumătatea turului, odată cu, mă rog, pauza asta de națională, cum vi se pare sezonul până în momentul de față? Care sunt împlinirile și neîmplinirile? Trebuia să avem mai multe puncte în acest moment. Minim 5 puncte în plus trebuia să avem asta. Uh-huh. Gândiți-vă cât am ratat la, în prima etapă la Sibiu, când am făcut 0-0. Puteam să luăm măcar un punct cu Dinamo. Da? Trebuia am chiar. Am avut 2-1-3 și cu 3 seara asta, încă 2 seara asta erau 5 puncte. Acestea trebuia să ne luăm. Erau între ghilimele, erau punctele noastre. De Gâlcă sunteți mulțumit? Ha, suntem mulțumit. Sigur că da, Gâlcă își face, Cotel își face o treabă și o face foarte bine și o face cum știți dumneavoastră cu toții, că toată lumea cunoaște. Cred că Bacea și jucat cu Cotel, nu? Sau mai... Da, da, da. Eu, el a plecat și am venit eu. A, tu ai venit imediat după imediat ce a plecat. Imediat după ce a plecat, dar ne cunoaștem. Bine. A fost ca jucător, este și cantă, un timp serios, organizat. Acum, și puțin noroc, nu ne-ar strica. N-am fost chiar o echipă norocoasă noi ultimii ani. O ultimă întrebare legată de Crăciun. Cât timp va fi, din informațiile noastre, la nivelul la care îl vreți și la care îl vrea și Gâlcă? După pauză îl vom vedea pe Crăciun top 100%? Mă îndoiesc că va fi 100%, pentru că vine după o pauză de 5 luni și jumătate, uh-huh. Dar cred că meci cu meci, minute cu minute, Vladi, într-o lună în zile, pentru că medical este 100%, e deja de ceva timp, adică undeva la 3 săptămâni, 2 săptămâni, putea să știți că a fost pe bancă și cu Dinamo, se antrenează cu echipa de 2-3 săptămâni 100%, are cifre foarte bune în antrenamente și atunci presemne că în maxim o lună să fie și fotbalistic la un nivel foarte bun. Să nu uit, domnul Rotaru, totuși convocarea lui Popescu la Națională, că era să uit de ea. Va lua bănuiesc și pe dumneavoastră prin surprindere, că înțeleg că și pe el. El a aflat după finalul partidei de convocare. Ce ar trebui să însemne pentru el convocarea asta? Noi știam de la 2:30, dar am meditat să afle și el, tocmai pentru a nu anunța, să spunem, acest meci. Știam de la 2:30. Ne-au rugat cei de la Federație să nu anunțăm. Okay. Nu facem public, dar eu cred că este încurunarea reportului lui Chiar. Noi vorbim de peste 6 luni de zile că va veni și vremea lui Popescu, pentru că a fost un portar, este un portar constant, care scoate și are de scos, foarte puține greșeli le face într-un campionat, adică undeva ajuns la 2 greșeli pe campionat, ceea ce este foarte bine. Și un portar care ne-a băgat multe puncte în buzunar. Și sezonul trecut și a început și sezonul acesta. Uitați-vă, vă rog, la câte, în câte etape a fost în echipa etapei și o să vedeți că este, cred că, portarul cel mai selecționat în echipa etapei. Nici așa se spune ceva. Asta nu e o treabă neapărat bună pentru Craiova. Dacă portarul e în echipa etapei, adică. Așa este bună. E bună pentru el, da. E bună pentru el și e bună pentru noi, totuși că avem sigur, un portar. Sigur. Pentru că o echipă poate să aibă momente grele și atunci cineva trebuie să o vegheze, să știi mai. Și bănuiesc că vă veți uita cu mai mare drag la Națională, acum fiind și Mitrița acolo, că, na, știu oful dumneavoastră. Am fost la campionatul european, am stat acolo până la capăt, eu iubesc echipa națională, țin la echipa națională, sigur că acum am motive în plus să fiu mult mai implicat, pentru că orice reușită a jucătorilor Universității Craiova ne dă o stare de bine și ne așteptăm ca Mitrița să fie foarte bine. Bancu și acum Popescu, sigur este greu să apere în acest moment, dar este acolo, este drumul lui, trebuie să fie ăsta. E adevărat. Mulțumesc, domnul Rotaru, pentru intervenție. Seară bună și mult succes în continuare. Așteptăm transferurile. Ne oprim pentru câteva momente. Revenim pentru că mai avem faze de analizat. Deci am stabilit că trebuia un roșu, nu? Un posibil roșu la Colici. Ne întoarcem. Deci, cred că toți trei avem aceeași părere. Să vedem și alte faze. Am revenit, dragi prieteni. Faze. Am văzut două din ele. La una nu ne-am înțeles deloc. La una ne-am înțeles... Am înțeles toți, da? Că e de eliminare, adică la... Aici penaltiu, Kovaș din nou, bine plasat. Bă, am și o rugăminte. Măi, Axel, te rog frumos, uite că mi-am adus aminte. Doar 3 secunde, 5 secunde durează. Uitați-vă unde era Kovaș la intrarea lui Colici asupra lui Zigrist. Ah. Mă, te rog frumos. Nu există în cadru. Nu că nu există, e la centrul terenului. Păi, dacă are faza, Axel, pregătită. Uite-te aici, unde e Kovaș?
Dacă e probabil unde să aștepta la o degajare, că nu are ce stai să caute acolo, stai, Cosmin. Stai, uite unde ia uite unde. Păi da, asta vrea să zic. Cosmin era posesiv și aștepta la o degajare. Păi de-aia n-a văzut ce s-a întâmplat acolo. El n-a văzut asta. Păi și Popa de la VAR de ce n-a văzut? Asta e altă discuție. Asta este altă discuție. Dar l-ai văzut unde era? Ișvan Kovaș nu vede ce vedem noi acum. Nu. Sub nicio formă, că era la mijlocul terenului. Uite-l Udecă, nu ai în cadrul ăsta aici și se vede pe cadrul celălalt. Acum pleacă. Uite-l, acum pleacă, nici acum nu se vede sprintând spre. Uite-l unde. În cercul de la cercul. El nu-și poate da seama de intensitate. N-are cum. Omenește n-ai cum. Poate da seama de intensitate. Omenește n-ai cum. Ochi de vultur să ai. Uite-l unde. Tușierul pe de altă parte nu poate să vadă de pe partea aia. Asta e varul. Deci varul, asta e varul. Varul, deci nu poți să-i reproșezi lui Kovaș, nu știu dacă e plasament greșit, dacă vorba ta se pregătea de degajare, nu știu. Dar varul, da. Ok, mulțumesc, Axel. Aici, perfect plasat, dă penalti. Asta apropo că arbitra bine, ce fel de meci a făcut Kovaș, că încep să te întreb ce fel de meci a făcut Kovaș, da? Corect. Ai o fază la care noi nu știm dacă trebuie dat penalti. Nu e clar, și dacă trebuie dat penalti, trebuie și dacă dai și penalti, trebuie să dai și roșu. Ai o fază la care poți să dai cartonaș roșu, nu trebuie dai cartonaș. Trebuie să dai cartonaș roșu, nu dai cartonaș roșu. Ai faza asta la care tu dai penalti. Și nu e penalti. Și nu e penalti și te corectă. Da, vrei să spun ceva? Se putea păcăli. Aici. Probabil că el a și auzit. El a auzit ceva acolo. Da. Înțelegi? Și având plasa asta de salvare, băi, a varului... e perfect plasat aici, scuză-mă. Da, mă, dar tu vezi că este cam mâna aceea și eu nu vreau să-l scuz, că spun că a greșit mai devreme. Spune tu, vezi, bași mâna în foc imediat fiind acolo, că noi vedem relori. El a văzut două picioare, a crezut că el, ălaltul... Că a dat în și e salvat de var, okay. Ceea ce e foarte bine. Mie mi s-a părut ciudat că el a întârziat să ia decizia aici. Uite. N-a fost decis. N-a luat-o imediat. N-a fost hotărât nici când a luat-o și a zis, lasă-mă că e var și vedem acolo ce e. El cred că n-a și fost. Și totuși a dat ce a văzut el, ce a crezut el. Vrei să spun ceva? Eu cred că el nu era convins că a dat corect primul penalti și îl dă pe ăsta în... ca să echilibreze. Atunci îl lasă. Poftim? Atunci îl lasă penalti. Păi da, dar după aia dacă te cheamă varul, păi și îți dai ce, seama... Ce vezi tu la var aici? Poftim? Ce vezi tu la var să bagi mâna în foc? Că nu-i penalti. Se vede clar că nu-i penalti aici. Se vede că dă... Că dă, logic. Nu ai cum să dictezi penalti. Da. Hai să vedem mai departe, da? Faultul din minutul 53 al lui Bayram asupra lui Petrila. Aici e plasa perfectă. Mă, vede impecabil. Oh! Ăsta e cartonașul albastru. Râde lumea când vrei cartonașul albastru. E un pic mai mult de galben. Între roșu și galben. Deci el lasă piciorul și apasă acolo. De ce e doar galben, Marius? El n-are nicio treabă cu mingea. El pur și simplu are treabă cu piciorul. Dacă ne uităm pe Trill atunci, înainte să ajungă și el la minge, nu se duce să-l calce. El e momentul când face pasul. Pe Trill ajunge din spate, dă-n minge. Și eu cred că eu n-aș vrea să cred că e intenția să-l calce pe el acolo. Eu cred că e un galben. Eu cred că e galben. Deci că e galben. Pentru faza asta. Okay. Asta, 10 minute eliminare. Asta trebuie la fotbal. E urât rău faultul. E urât faultul. Dar știi ce se întâmplă? Nici nu poți să eu am în cap și în subconștient faultul ăla a lui Colici. Da. Care e mai tare decât ăsta. Da, da. Înțelegi? Ăla lui Colici e mai tare. Ăla e altfel. Ăla este la nivelul... Ăla e la nivelul gleznei. Și cu talpa sus, aici, atenție. Da. Aici ești pe calcă. Sol, aici îl asta calci. Spun, ăla care a fost mai tare dacă nu a dat roșu acolo, parcă zici, bă, aici nu-i de roșu. Și dacă nu a dat acolo, no, dar aici, nu e reul. Adică aici el te uiți, vine Petrila din spatele lui. Uite, exact, nu merge el. Și el merge spre minge. Da, el vrea și să Petrila, calce, zici că vrea exact. Să calce. Și, da, și vine Petrila în spate. Și mai avem, imediat, un cot a lui Burmaz. A minutul 63. Deci Burmaz aici îi face, deci se duce, îi face pe dă cu cotul la un fundaș general și de jos se lovește și pe celălalt. Dar nu văd bine, nu văd decât, nu se văd decât urmările că intră echipa medicală, îi acordă îngrijiri. Da, cred că e mult și aici să discutăm de roșu, părerea mea. Da, la tinge. Dar de cartonaș galben trebuie să discuți. Și nu i-a dat? Nu i-a dat. Galben eu cred că e. E o eroare, nu adică știam, da. E un cot în ochi. Uite, duce cotul înapoi. Nu știu dacă e, că știi că se vorbește dacă e armă sau, sau da, unealtă, știi? Cum? I-a dat bine. Ok, Viorel Moldovan la telefon, președintele Rapidului. Vio, salut! Alo? Alo. Ne auzim, Vio? Alo.
Hai să încercăm să refacem legătura cu cu Vio, să ne spună, să-și spună oful. E pe drum, probabil. Probabil că da. Cu autocarul, nu cred că s-au dus cu... Nu știu, nu, trenul cu avionul. Nu dau seama, probabil dacă că o să aflăm în scurt. Nu primi și unii, autocar. Dar după meciul ăsta ai impresia că Rapidul e un șantier în lucru. Un șantier serios. Au nevoie de muncă multă. Ce poți să faci în două săptămâni, Marius? Cât poți să repari din ce s-a greșit? 100% ei vor face niște teste, au preparatorii fizici, vor vedea parametri exact unde se află echipa. Hai să vedem dacă acum ne auzim. Vio, ne auzim? Da. Salutare. Gata, salut. Seara. Salut, Vio. Vio, concluziile tale în primul rând după seara asta. Ei, ține-te de aspectul 20 de sală pe care l-am avut în față. Normal că te poți mișca și am jucat ceva în echipă de mare calitate. Noi, cu situația noastră, normal că, așa cum am spus-o, aveam două deplasări complicate la Iași și la Craiova și normal că ne-am propus să obținem minim 4 puncte, ceea ce am reușit. Normal că n-am fi dorit mai multe, dar hai să ne mulțumim cu ce am realizat acum, aceste două jocuri. E clar că vine această pauză benefică pentru noi. Din păcate avem foarte mulți jucători la tot terenul național. Vom vedea ce se va întâmpla. Ne-am programat dosajul de pregătire la Curtea de Argeți, că nu putem face acest act de pregătire datorită plecării acestor jucători la echipă. Vio, în primul rând, vreau să vă felicit că l-ați dat afară pe Lennon. Este, adică înainte de a vă felicita că ați reușit să-l aduceți înapoi pe Șumudică la Rapid, pentru că echipa mi s-a părut stoarsă fizic în repriza a doua. Nu știu care a fost sentimentul tău de pe stadion, că na, vezi mai bine meciul, dar mie mi s-a părut că nu știu ce au lucrat cu Lennon, preparatorii fizici ai lui Lennon, dar mie mi se pare că aveți mult de lucru ca să reveniți unde trebuie să reveniți. Greșesc? Bine, când nu este un prilej de bucurie și nu trebuie să te atunci când un antrenor pleacă, pentru că este un eșec și pentru noi ca și tu. Nu este un prilej de bucurie. Referitor la această expresie, din punct de vedere că am suferit, dar pot spune acest lucru pentru că mingea a avut o zârcă. Noi am alergat după minge, nu am reușit să ținem de atunci accent, dar am tot. Și e clar că nu pot să mă exercit. Dar dacă stai să vedem meciul de la Iași, uite că din punct de vedere fizic, parametrii au fost foarte buni. Da? Pentru că atunci am avut pingea. Cam asta e situația. Întotdeauna, când noi mingea, consum energie, mai ales când se apă, ceea ce s-a întâmplat cu noi astăzi. Din acest punct de vedere, organizării de funcție, trebuie să scoți în evidență acest lucru, că e parat foarte bine. Nu am dat ca niște posibilități adversarului, atât pot să spun că este un plus. Evident. Dar defensiv, normal, de atac, nu suferim. Spune-mi, ce părere ai despre arbitrajul lui Kovács? Mă cred că am fost două situații, mă rog, un faul dacă nu trece. Prima repriză, nu mai știu la cine, care poate impunea, nu știu, ca zona și coșul, cred că Colici la Zigrist. Benjamin la Zigrist, da. Acela s-a dat. Acum, poate la limit. O zonă de așa. Da. Bine, noi la ce am văzut aici, Vio, scuză-mă, noi la ce am văzut aici am ajuns la concluzia că e roșu. Dacă vreau să ajut la concluzia că e roșu,
arbitru a avut altă viziune, să vedea ce aspect, dar ce răsură. Penaltiul? Doar există un fault la Petrina, și răsură și la Iran. Da. Nu putem să mai. Și acolo o izare destul de controversată. Dar penaltiul, hai să spunem, altă, pune mâna cu el, prin stăpânarul, și votează foarte bine Corici, la fel ca și la golul marcat împotriva lui Dinamo. O stagi puțin, dar e greu să apreciez. Da, nu te aștepți totuși de la cel mai bun arbitru al României să controleze mai bine fazele astea? Da, m-aș fi aștepta, dar nu vreau să fac alte comentarii până la urmă. Asta a fost decizia arbitrului. Bun, noi vreau să facem poate mult mai mult. Dacă vreau să obținem mai mult de la accesul, până la urmă ne poate rezultat de egalitate. Ce s-a întâmplat cu Kite? Ce informații ai și ce se va petrece cu el în perioada următoare? Că înțeleg că el e convocat la național acum. Da, a făcut rău înainte de joc. La încălzire. Ce să vă spun, dacă e o situație mai complicată, dar se întâmplă. Dar ce a simțit? Sau, adică ce simptome a avut? Pur și simplu ce-a făcut, o cădere de calciu. Ciudat. Da, o cădere de calciu. Cădere de calciu? Ok. Și aș mai vrea să te întreb de situația jucătorilor, pentru că urmează, s-au vehiculat nume, un italian, Melegoni, pe care ați vrea să-l aduceți. Mai e și varianta atacantului aceluia pe care îl știe și Mudică. Sunt tratative când, cum, care sunt răspunsurile? Tratative sunt, discutăm foarte mult. Avem foarte multe variante, să zic așa, în nivel de atacant. Încercăm să o găsim pe cea mai bună și să fim inspirați. Vom vedea ce se va întâmpla aceste zile. Răsă, reușim să facem un atacant de calitate. Fel de bun un armand, dacă nu mai cum. Căutăm ceva pe experiență în momentul de față. Aha. Căutăm mai ales zona mediană, pentru că eu consider că tot trebuie foarte mult acolo. Chiar cu Emers, Emers când va reveni? Deci revine începând de săptămâna viitoare la antrenamente? Da. Ok, și Hromada? Și Hromada, da. Am înțeles. Deci amândoi vor reveni săptămâna viitoare. Ok, Vio, mulțumim mult. Nu e semnalul cel mai bun. Oricum mă gândesc un lucru, un gând de final. Cred că atacantul ăla are de cine să fie analizat, dacă nici de Moldovan și de Jumudică, doi foști atacanți care o să-l ia la mână. Și... Până la urmă, eu consider că problema noastră în momentul de față este în mijlocul terenului. Eu zic la fel. Motorul nu funcționează. Și eu zic la fel. Și apărarea și atacul are de suflet. Așa e. Și eu sunt de acord cu tine. Mersi, Vio, pentru intervenție. Seară bună, drum bun spre București. Seară bun. Da. Hai să vedem ce a spus și Costel Gâl, că înregistrat eram în pauză publicitară când a vorbit. Bun găsit, 1-1. Mai întâi concluziile dumneavoastră. Da. Cum așteptam să jucăm contra echipei Rapid cu un antrenor nou, cu Jumudică, care cunoaște clubul, cunoaște ceea ce înseamnă și mă așteptam la un joc mai închis. Povestiți-ne cum a trăit ratarea și apoi golul Rapidului, imediat la faza cornerului, contraatac, Rapid, gol. Da, de la 1-0 nu am trecut la 0-1. Așa e fotbalul, dacă faci greșeli și
adversarul le speculează, poți să primești gol. Dar am avut atitudine pe tot parcursul meciului, echipa a jucat bine, ne-am asociat destul de bine, ne-am creat și ocazii, păcat că nu am putut să marcăm mai mult. Da, mai multă luciditate acolo în fața porții ar trebui? Zic că au fost câteva ocazii clare unde da, puteam să scriem, dar nu știu ce s-a întâmplat. Pe asta mă bazam și am spus și înainte de meci, ne-am spus și jucătorilor, pentru că contează foarte mult să fim eficienți în fața porții. Bană cu Bayram, povestiți-ne un pic, ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat? E o decizie, cum v-am spus și cu alți jucători, o decizie tactică. Am luat decizia de a-l introduce pe Bayram la meciul acesta și... A, nu, că pe foaia de joc apărea Bană inițial, titular. A fost o greșeală. A, deci doar o greșeală, nu. Nimic. N-a fost, că culmea era că Bană a intrat și foarte bine în joc. Nu, a fost o greșeală. Nu, a fost o greșeală. A, deci doar o greșeală acolo. Bun, spuneți-ne ce veți face în această pauză competițională. Da, o să ne rămână foarte puțini jucători, sper să... Da, e de bine, nu? Că vă rămân puțin. Da, l-au convocat și pe Popescu. E foarte bine, din punctul ăsta de vedere, dar noi aveam nevoie de timp să pregătim jucătorii, să poată să fie mai omogen la următoarele meciuri. Cum v-am spus, puteam să încărcăm mult mai mult și alți jucători care au lipsit în pregătiri și pe parte este bine, dar pe cealaltă parte e un dezavantaj pentru mine. Cum vedeți această convocare a lui Popescu la echipa națională? Bine, și a lui Mitriță. E de bun augur, nu? E de bun augur când îți cheamă un jucător la echipa națională și sunt atâți și la loturile de junior. Pentru noi e bine. E foarte bine, dar v-am spus, mi-aș fi dorit să iam în pauza asta, dar nu se poate. Bun, ne-ați tot vorbit de transferuri. Cât de aproape sunteți? Suntem foarte aproape de multe, dar v-am spus să vedem dacă vom lua o decizie în următoarele zile. Anzor, înțeleg că va lipsi o perioadă lungă de timp. Paradela, cum e? Eu sper că după pauza competițională să reintre în echipă, în lotul pentru meci de la Iași și sperăm să fie bine. Mulțumim. Mulțumim. Da, Costel Gâlcă vorbește, Mihai Rotaru vorbește. De Mihai Rotaru, foarte bun vorbitor. Da, bun vorbitor. Foarte bun vorbitor. Și cu o analiză, cred eu, corectă. Adică corectă, corectă. Ei trebuiau să aibă mai multe puncte și după dubla asta Dinamo Rapid. Clar trebuiau să aibă mai multe puncte. Nu, în general, în toate campionatele, să știi când tragi linie și te uiți la un meci neutru, obiectiv, e să vezi că echipele mari pierd puncte în meciuri pe care trebuie să le câștige. 90% din cazuri. Da. Manchester City, Bayern, astea mari, când fac câte un egal, când pierd câte un meci, nu meritau să pierdă punctele alea în meciul ăla. Da. În acolo, în genul ăsta de meci. Da, trăgând da. Linie. Dar toate, da, e vorba despre da, toate echipele. Da, vrei să spun o treabă. Nu e neapărat valabil când discutăm despre nivel apropiat, că teoretic ăsta era un derby între două echipe. Adică tu ce spui când pierd puncte... Dacă echipa care a fost Arsenal cu Brighton, dacă vrei, a trebuit să fie eliminat, a fost eliminat Rice altfel, și după aia Brighton egalează și echilibrează lucrurile și altfel poate Arsenal ar fi câștigat meciul. Dar vedem golul de astăzi, marcat de Rapid, despre care n-am apucat să discutăm și te întrebi, Marius, cum se poate lua un asemenea gol? Deci aici e clar, o lipsă totală de organizare, a rămas, bun, intervenția, nu știu cine a fost acolo în prima fază. Aici? Ăsta e Petrila. Da, nu, ce nu? Cine dă pe Căpățână, cred că dă pe lângă nu? Minge, nu, cred că Căpățână, cred că... Maldonado a sfârșit. Oricum. Sau Vlădoiu. Vlădoiu, cred că mai degrabă. Vlădoiu, cred că e, a? Vlădoiu e după Ghete. Da. Da, Vlădoiu. Vlădoiu e. Vlădoiu. Și, bineînțeles, a venit Brown extraordinar din spate. A făcut superioritate cu bancul singur. Da, și, bineînțeles, aici n-ai voie să rămâi așa. Nu ai voie aici, trebuie să rămâi. Știi cum cel puțin unul în plus. Asta ai o scuză doar în minutul 9-7,
când e 1-0 trebuie să egalezi, și egalezi, vine și portarul și te prinde, se face după aia. Aia, 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 da, minutul cât era? Minutul 15? Da, erau bine. Deci ei erau... Ce bine pleacă Brown acolo. Brown pleacă, uite-te și tu, zici că e sprinter la 100. Tăvălug. Da. 110 garduri. Da, frumos gol. Da, frumos contraatac, dar inadmisibil la nivelul ăsta să rămâi în egalitate numerică și chiar la să realizezi. Ceea ce vrea domnul Rotaru, cu european. Asta e un meci care dacă intri cu 1-0 pentru ei, nu cred că Rapidul cum i-am văzut. Dar curios ce a spus Viorel Moldovan, că li s-a părut că e foarte bine au fost fizic la meciul cu Iași. Care și mie mi s-a părut același lucru pe final, că nu stăteau. Păi în final fapt. Erau să egaleze Iașiul. Să egaleze și tot același lucru. Au cam dat mașalier ca lumea. Păi Iașiul era să egaleze. Da, să dacă e diferență de valoare între Iași și Craiova. Corect. Rapid a făcut 2-0. Putea să facă și 3-0 și 4-0. N-a făcut, dar pe final, fără Zigrist, se făcea 2-2. Dar a scos în evidență aici, Vio, ce am văzut, organizarea foarte bună a lor. Dar și unul dică n-a zis lucrul ăsta. Și unul dică a zis că a cerut mult mai mult să iasă mai sus. Bine, unde înțeleg și aici, într-adevăr, e o problemă, faptul că el nu a mai avut o alternativă pentru Kait pe bancă. Pentru că sunt accidentați și Romada și Emers. Și atunci, în momentul în care ți se accidentează Kait la încălzire și trebuie să schimbi sistemul, poate să fie. Există e o scuză și e o chestie, există circunstanțe. Mai ales că a pregătit, pentru că, iartă-mă, la ea și-a jucat fără Kait. Păi a pregătit meciul fără Kait. Fără, nu e simplu să pregătești un joc într-un fel și pe ultimul metru, nu? Bun, domnilor, mă bucur mult că v-am avut. Mâine, iarăși, mâine zi plină, mâine zi cu 3 partide. Tot insistă Băleanu de fiecare dată ca astăzi. Lasă-mă, bă, că la trecută 12 noaptea, eu mă duc să mă culc. Să da? După ce mă trezesc, deci după ce mă trezesc, mâine, nu? Este mâine. Da. Da? Eu acum mă duc să mă culc astăzi și mă trezesc mâine. Da? Da? Venim la serviciu sâmbătă și plecăm duminică, da? Da. Deci două zile. Ok, lasă, nu mai când plecăm de la serviciu, asta e mai puțin. Mulțumesc, Marius Baciu. Tu, cu drag, mulțumesc. Și eu mulțumesc. Ai fost de bază. Mulțumesc, Băleanu. Mulțumesc mult, prieten, că ați rezistat până la această oră. Și ne revedem, evident, mâine seară între Farul CFR Cluj și meciul FCSB-ului cu UTA. La revedere!